Bun, o să fie Curious Minds, o hartă destul de mică, harta aceasta, Curious Minds. Ideea este că dacă îți pierzi armata pe mijlocul hărții sau în naturala bazei adversarului, se cam termină acest game pentru că adversarul te va ataca în câteva secunde, nu mai ai timp să îți refaci armata. Bun, o hartă foarte mică, mi se pare că este cea mai mică hartă din map-ul, dacă nu mă înșel. Oricum, aici se prezentăm pe cei doi playeri în colțul din stânga sus al hărții de la Sidestorm Gaming. Îl avem pe Gerald. Și ce am observat eu, echipa aceasta Sidestorm Gaming, managerul acestei echipe este un românaș, dacă nu mă înșel. O echipă destul de mare. M-am uitat un pic pe Team League, nu știu dacă mai este, dar am văzut acolo update-urile, tot el a rămas. Bun, și în colțul celălalt al hărții de la Team Root Gaming îl avem pe Trigger. Root Gaming este o echipă foarte puternică din America. La un moment dat aveam play din Corea și a fost o echipă, hai să zicem, la un moment dat a doua echipă din America după Evil Geniuses, care a fost foarte puternică. Dar am avut o grămadă de echipe în această parte a Americii, cum a fost Quantic Gamings și Complexity Gaming, dacă nu mă înșel. A fost o grămadă de echipe foarte puternice. Bun, vedem aici din partea lui Trigger Gateway în naturală. Vrea să-și ia expansiunea foarte repede. În schimb, Gerald merge pe Double Gateway în main base, urmat de Cybernetic Score. Vedem cel al doilea pylon acolo din partea lui Gerald. Nu vrea să rămână Supply Blacked. Era gata, gata să rămână aici Supply Blacked Gerald. Dar pylonul este pus exact la fix la 22 supply. Bun, îmi place foarte mult aici ce face Trigger. Îl împiedic aici pe, ge pe... Îmi place ce face Gerald, împiedic aici pe Trigger să-și ia acea expansiune. Imediat Trigger lasă acel zelot să iasă din acel ghete. Oh, un canal al doilea pylon, foarte frumos, cancel acolo din partea lui Gerald. Am mai văzut acest build destul de bine. Gerald o să-l mai împiedice aici pe Trigger să-și ia această expansiune. Ar putea să mai dea încă o dată cancel și să... Da, încă o dată cancel. Și este forțat din nou Trigger să distrugă acel pylon. Cred că acum Gerald va reuși să forțeze acel cancel. Da, va reuși să forțeze acel cancel și în cele din urmă acea probă va fi distrusă. Dar Gerald își va lua cam în același timp expansiunea cu Trigger. Nu, Trigger, tot Trigger va reuși să-și ia înaintea lui Gerald. Vedem și un shield battery. Vreau să văd ce va construi. După cum văd eu build-ul acesta lui Trigger, o să avem un foarte rapid Stargate. Vreau să văd când va strânge acolo 150 de minerale, 150 de gaz. Și 3, 2, 1. Toilet Council. Wow, interesant din partea lui Trigger. Ok, o să avem Gateway Units din partea acestui Protoss player. Probabil că o să avem Blink Stalker. Vedem și un Sentry acolo pe bara de producție. Oricum, dacă vedem Sentry-ul, dacă vede Sentry-ul Gerald, asta înseamnă că Stargate-ul va fi eliminat. Pentru că Stargate-ul te ajută să scautezi. Oricum, aici vede Sentry-ul Trigger. Și își dă seama că Gerald merge și el pe un Twilight Council. Și da, într-adevăr, vedem Twilight Council din partea lui Gerald de Mimis, fără ca Trigger să scauteze, să vadă acel Twilight Council. Bune că acest lucru este pe bară. Nu știu dacă Gerald a văzut al doilea Sentry sau măcar primul. Contează foarte mult. Vedem Blink-ul pe bara de producție acolo din partea lui Trigger. Blink-ul din partea lui Gerald este un pic mai întârziat în aceste momente, dar nu este un capăt de țară. Chiar și Nexus-ul este un pic mai întârziat pentru că Gerald a forțat acolo un cancel din partea lui, în naturala bazei lui Trigger, cu două piloane puse acolo pentru a împiedica pe Protoss și acea expansiune. Vedem aici un Hallucinated Oracle care se va duce către main base-ul lui Trigger, va încerca să scauteze aici. Trigger oricum își dă seama, cred că își dă seama, sper să-și dea seama, adică îl aud, dar de obicei știi că este un Hallucinated Oracle pentru că ai văzut acel sentry și bănui că nu are cum să construiască un Stargate pentru că tot gazul a fost prăpădit pentru a construi sentries. Bun, deocamdată Gerald continuă producția de probe, încearcă aici să scauteze cu 2 adepți. Oh, foarte frumos, a lăsat acolo 2 adepți să intre în main base. Să vedem dacă va lăsa acel shade să fie finalizat. Nu, nu va lăsa, va reuși acolo să distrugă o probă destul de bine, o mică victorie pentru Gerald. Scautează, vede că există a treia bază și avem... Oh, oh.
What, pe bune Trigger, ce naiba s-a întâmplat? Ok, bun, degetele lui Trigger au fost acolo, am avut probleme cu degetele lui Trigger. Oh, acum a ieșit foarte bine acel shield battery block cu ajutorul acelei probe, destul de bine am împiedicat acel shade să ajungă în naturală și în main base, ar fi implementat foarte mult damage. În aceste momente Geralt este forțat să-și ia a treia bază, nu vedem niciun Robotics Facility, ok, bun, vedem Robotics Facility din partea lui Geralt acolo în main base, avem și Robotics Facility din partea lui Trigger, Trigger nu va merge pe Robo Facility acum, foarte întârziat robo-ul lui Trigger, dar în același timp Trigger are deja pe acei stalkeri plus un atac, va fi finalizat acolo în câteva minute, foarte frumos blink acolo din partea lui Geralt în spate, încearcă să prindă un stalker destul de bine, stalker versus stalker trade în aceste momente și cred că, era gata acolo Trigger să prindă încă un stalker de al lui Geralt. Oricum, Geralt a reușit să distrugă acolo câteva probe și da, vedem acolo adepții, va mai reuși să mai distrugă încă o probă. Destul de bine, o mică victorie acolo pentru Geralt, 4 probe distruse. Ca și trade, Geralt stă un pic mai bine. Nu, de fapt Trigger stă un pic mai bine, a reușit să distrugă 6 probe și el. Mi s-a părut destul de ciudat, am o senzația că Geralt a distrus mai multe probe, dar nu. În fine. Bun, o să pierd acolo câteva unități Geralt. Pe mijlocul orții, foarte frumos blink micro acolo din partea lui Geralt, dar o să prindă acolo un stalker, prinde și acel sentry incredibil aici, frumos micro din partea celor doi protoși. În aceste momente Geralt are mult mai puțin stalker în aceste momente, reușește acolo să mai distrugă încă un adept, sunt 8 stalker versus 8 stalker, Geralt are un sentry în plus. În aceste momente vedem ciclul de orpare de stalker din partea lui Trigger și în aceste momente Trigger este forțat să se retragă cu acei stalkeri. Trade-urile sunt în favoarea lui Geralt, continuă trade-urile astea în favoarea protosului. Are 1050 de minerale pierdute acolo, în condițiile în care Trigger a pierdut 1350 de minerale. Mult mai multe minerale, Geralt deja are saturată, supra-saturată această bază, a treia bază. Naturală este și a saturată, vedem că cele două assimilatere nu au fost luate acolo în naturală. Vedem pe cele din a treia bază, foarte interesant, nu știu de ce le și le ia pe acelea din a treia bază, ar putea să le irosească pe cele din naturală, deocamdată nu vedem acest lucru. În fine, Geralt este în urmă cu plus 1 atac, dar a forțat acolo foarte mult stalkeri și a încercat să implementeze foarte mult damage din punct de vedere economic. Dacă Trigger își dă seama de acest lucru, ar putea să atingă un timing foarte, foarte bun cu acei stalkeri. Cu plus 2 atac, stalkerii ar fi implementat mult mai mult damage în condițiile în care Geralt abia acum a finalizat plus 1 atac. Bun, vedem aici un mic push, Geralt își dă seama, se retrage cu acel stalker care rămăsese acolo lângă Selnaga Tower. Acum Trigger își trimite acel stalker, deci flancul din stânga este asigurat de către Trigger, flancul din dreapta nu este asigurat deloc de niciun player. Probabil nici nu este nevoie, dar oricum Trigger are deja 4 baze în aceste momente. Geralt încearcă să atace și el și probabil în același timp să-și ia o expansiune, dar timingul este foarte prost pentru că Trigger are în aceste momente plus 2 atac pe acei stalker, are și shield battery acolo, poate să fie ușor transformat într-un shield battery overcharge. Încearcă aici Geralt să implementeze foarte mult damage în același timp și așa a patra bază, vedem ciclul de orpare de zeloți și High Templar, probabil că vom avea Arcon, dar într-adevăr vedem acolo 2 Arcon pe bara de producție din partea lui Geralt. Încearcă aici și Trigger să creeze unități defensive, deja vedem un Disruptor din partea protosului de la Root Gaming. Vedem și Colos pe bară de producție, foarte interesant, Colosul este o unitate foarte bună versus Stalker, dar foarte imobilă. Acei stalkeri poate să distrugă Colosul fără nicio problemă. Deja vede plus 3 atac acolo din partea lui Trigger pe bara de producție. Un Hallucinated Phoenix, nu știu unde s-a dus, cred că în main base. Ok, bun, Hallucinated Phoenix o atacă acel colos. Colosul care a fost construit în main base încearcă aici playerul de la Psystorm Gaming, Geralt, să distrugă
cea de-a patra bază și cred că va reuși aici să distrugă o mare victorie aici pentru Gerald Trigger. Se află într-o situație foarte proastă. În aceste momente este supply blocked foarte frumos și a împins acolo Trigger, acel disruptor, foarte aproape de unitățile lui Gerald. Încearcă să atingă acolo un Nova. În cele din urmă, Gerald a reușit să distrugă 7 probe. Trade-urile continuă să fie în favoarea Protossului de la Psystorm Gaming. Vedem 13 probe pierdute, un Zelo, 7 Stalker, 2 Sentries, 2 piloane, un Photon Cannon, 2 Shield Battery și, bineînțeles, un Nexus de 400 de minerale. Destul de bine pentru pentru Gerald și îmi place foarte mult ce face aici. Oh, ok, bun. Blinkul acela a fost foarte prost, dar oricum a reușit să scape. Pierde acolo un Stalker. De fapt, cred că au fost 2 sau 3 Stalker, dacă nu știu, a fost pierdut acolo din partea lui Gerald. Dar Gerald a ieșit cu acei Stalker pentru a vedea unde se află armata armata adversarului, să vadă poziționarea acelei armate, să vadă cât de mare este armata și, bineînțeles, să vadă că există plus 2 pe acei stalker. Dar oricum este plus 2 atac versus plus 2 atac. În aceste momente cei doi playeri stau foarte bine din punct de vedere al upgrade-urilor și să vedem aici dacă Gerald va reuși să se apere. Cred că va reuși să se apere acolo. O, foarte frumos, ce îmi place ce face aici Trigger. Își trimite acolo 2 Hallucinated Colossus în față. Îl forțează aici pe Gerald să rămână într-un siege mode. Și cred că Trigger este frică în aceste momente, se retrage cu toate unitățile. O, reușește acolo să prindă un observer. Gerald știe că unitățile adversarului se află acolo pe mijlocul hărții și vrea Gerald să facă un surround. O, foarte frumos cum își extinde acolo toată armata. Se duce aici pe flancul din stânga și prinde aici o bună parte a armatei. Foarte frumos force field-uri acolo, a blocat acel flanc din stânga. Zeloții sunt foarte rapid distruși din partea lui Trigger. Gerald a trebuit să fie foarte atent aici. Aici mai are nevoie de unități, trimite acolo un zelot în față, să vedem acel Nova. A reușit să distrugă foarte mult Stalker și aproape toți zeloții al lui Trigger au fost distruși în aceste momente. Supply-ul este destul de egal, să vedem Nova versus Nova. Nu va reuși acolo nicio conexiune, nici Gerald, nici Trigger. Să vedem această conexiune destul de bine, a prins acolo un Arcon, l-a redus la viață, pentru că știm foarte bine Arconul poate să tancheze acele Novas. Ai nevoie de două Novas ca să distrugi cel puțin un Arcon. Să vedem încă o conexiune acolo, destul de bine. Prinde un Arcon, să vedem și cea de-a doua, destul de bine. Reduce la viață acolo 2 Arconi. Încă un Nova prinde și mai prinde acolo încă un Arcon. Destul de bune trade-urile pentru Gerald în aceste momente. Dar și Trigger reușește acolo să prindă o mână de zeloți și un Disruptor. Să vedem cel de-a doilea Nova din partea lui Trigger. Nu va reuși mare lucru. Reușește acolo să prindă un Sentry și în aceste momente push-ul este acționat acolo. Foarte frumos acel Nova, o să prindă foarte mult Stalker. Deja supply-ul scade pentru Trigger. 144 supply, 153 supply pentru Gerald, 77 army supply pentru Trigger, 86 pentru Gerald. Nu vedem un contraatac din partea lui Gerald. Aș fi vrut să văd acolo vreo 8-9 zeros care se îndreaptă către naturală sau a treia bază, dar oricum engage-urile au fost excepționale. Cei doi playeri în acest moment se află pe mijlocul hărții cu armatele cu plus 3 atac pe aceste unități. Gerald încearcă acolo și blink-ul pe acei DTs. Probabil că va încerca un contraatac, oricum Prisma se află în partea de jos a hărții, stânga jos a hărții mai exact. Probabil că se va duce către a patra bază și în aceste momente încearcă aici Trigger să forțeze, dar trebuie să fie atent. Păcat că nu și-a asigurat acel flanc din stânga. Armata lui Trigger va fi prinsă aici în acest colț al hărții. Din păcate, Gerald este forțat să se retragă. Oh! Și o să prindă acei Disruptor, nu pot să cred. Papa, acele Novas și papa, unități defensive. Deja avem DTs în a treia bază, în naturală, în main base, peste tot avem acolo o grămadă de DTs. Încearcă să distrugă acel acel Nexus din main base. În aceste momente Trigger este forțat să se retragă, dar își va lăsa acei coloși în urmă și focus fire cu acei Stalker pe acei coloși. Incredibil, un Nova acolo prinde-l colosul și va reuși să distrugă foarte multe unități. În aceste momente Trigger se află într-o situație foarte proastă, nu prea are ce să facă. Continuă ciclul de orpare de 7 zeloți din partea lui Trigger, a pierdut foarte multe probe, mai exact 28 de probe în acest game. Foarte multe unități pierdute aici pentru Trigger și Gerald se află într-o situație foarte bună. Dacă va reuși acolo să prindă și acea prismă, va implementa foarte mult damage acolo. Blink agresiv din partea lui Trigger. Oh, foarte frumos acolo Trigger a dat focus fire pe acei Disruptor și a reușit să anuleze acel Nova. Blink acolo agresiv, vedem ciclul de orpare. Păcat că acei zeloți au fost orpați lângă acel pylon albastru și știm foarte bine că acel cooldown durează foarte mult până vor apărea acei zeloți, dar în cele din urmă Trigger își dă seama că a pierdut foarte multe probe și foarte mulți stalkeri și abandonează primul